Mitingul românilor din străinătate va avea loc totuși vine în piața Victoriei, deși între primăria capitalei și organizatorul inițial, Federația Românilor de Pretutindeni, au apărut mai multe neînțelegeri. Recent, acest ONG a anunțat că renunță la organizarea mitingului de mâine, deși primăria a autorizat mișcarea de protest. Liderul unei alte organizații a românilor din diaspora spune că oamenii vor veni totuși în piață. Acesta i-a reproșat președintelui Federației Românilor de Pretutindeni că este responsabil de această încurcătură cu organizarea mitingului. Mie mi se pare foarte prost organizat, o bâlbâială care poate să aibă în spate un scop politic, nu vreau să spun mai mult. Să nu uităm că acest domn a fost membru PSD, vicepreședinte al organizației Diaspora. Toate lucrurile astea îmi dau de gândit. Putea să stea în banca lui, că noi ne organizăm, să facem o manifestație așa cum trebuie, dar indiferent că el face jocul ăsta, că ia autorizație, că nu o ia, că nu se mai ține, românii vor veni în piață. Mesajul meu este ca românii care au intenția să se manifeste în fața guvernului să o facă, dar așa cum au învățat în anii petrecuți afară, în mod pașnic. A afirmat Daniel Tecu, președintele Federației Asociațiilor de Români din Europa. O coloană de mașini cu români din diaspora care au intrat în țară prin Mama Borș a fost așteptată încă de aseară de un grup de protestatari din Oradea. Coloana a ajuns astăzi la Cluj. Aici s-au mai alăturat și alți protestatari care vor lua și ei drumul Bucureștiului pentru mitingul de mâine. Mai multe organizații civice din Cluj și alte orașe importante au anunțat pe Facebook că vor organiza mâine de la ora 19 proteste în semn de solidaritate cu mitingul românilor din diaspora de la București.